Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântând pâinea și frângând le-a dat lor, atunci s-au deschis ochii lor și El s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iubiți credincioși, una dintre cele mai tulburătoare pericope ale Evangheliei, și personal vă spun că Părintele Arsenie ținea foarte mult la drumul spre Emaus, atunci când spunea de fiecare dată că dacă vrem să înțelegem starea de credință amestecată cu rațiune, amestecată cu presiunea care era pe cineva, să ne gândim la Luca și Cleopa în drumul spre Emaus. Și chiar citându-l spunea, fraților, era așa ca un abur, ca o ceață. Se auzise, nu se auzise. Niște femei spuseseră, ucenici de-ai lor fuseseră la mormânt, dar nimeni nu-l văzuse până atunci pe Hristos înviat. Se spusese că a stat de vorbă cu Petru, dar femeile mironosițe văzuseră o arătare de înger. Era așa ecetată ca un abur. Ei, să știți că aburul ăla n-a trecut nici până acum. Mai sunt oameni care se îndoiesc, oameni care, iată, după ce o săptămână la rând am fost aici ca să pregătim în săptămâna patimilor învierea Domnului, acum probabil că nu mai știu ce e cu ei. Adică probabil că ei au crezut că Paștile este o destinație. Am ajuns, s-a dat jos din tren și gata. Nu, noi din trenul vieții nu trebuie să ne dăm jos. Noi trebuie să mergem mai departe. Și iată că suntem destui care mergem mai departe. Și astăzi aflăm niște lucruri foarte interesante vis-a-vis de când îl cunoaștem pe Dumnezeu. În câteva cuvinte despre asta vreau să vă vorbesc astăzi. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu? Și pornim de la acest eveniment al drumului spre Emaus. În Sfânta Evanghelie după Luca ne spune că în prima zi a săptămânii mergeau spre Emaus Luca și Cleopa, doi ucenici ai Mântuitorului. Și în drumul lor vorbeau despre faptul că auziseră că niște femei dintr-ale lor fuseseră la mormânt de dimineață și văzuseră piatra dată la o parte și un înger care le-a zis că Hristos a înviat. Altele spuneau că s-a arătat și lui Petru și s-au dus dintre ei lor la mormânt și au văzut, zice, precum li se spusese de către femei, dar pe el nu l-au văzut. Și în drumul lor s-a alăturat Iisus, pe care ei însă nu l-au cunoscut. Imaginați-vă că un om, oricât de mult ar fi bătut, oricât de mult ar fi abătut, totuși poate să fie recunoscut. Nu putem să spunem că dacă erau doi, unul dintre ei poate că ar fi avut mai mult spirit de observație. Înseamnă că nu despre asta este vorba. Dacă nu l-au cunoscut, înseamnă că una dintre calitățile de după înviere ale Mântuitorului era aceea de a se face și necunoscut, nu numai nevăzut, sau să treacă prin ușile încuiate. Înseamnă că trupul înviat va avea foarte multe calități pe care nu le are până la înviere. Ei, dar să mergem mai departe. Ucenicii mergeau și când s-a apropiat Mântuitorul, auzind ce vorbesc ei, au spus, dar ce se întâmplă? Ce vorbiți între voi? Despre ce e vorba? Și de ce sunteți triști? Iată că Mântuitorul i-a văzut că erau triști. Și atunci i-au spus despre Iisus Nazarineanul și toate celelalte, cum că ei așteptau să fie izbăvitorul, și au povestit cum că niște femei au fost la mormânt și
au văzut arătare de îngeri, va se arăta și lui Petru. Și atunci Mântuitorul le-a spus: o zăbavnicilor, ca să credeți toate câte s-au spus despre el în lege și în proroci. Și le-a spus toate din proroci și din lege, locurile sau pasajele în care se vorbea despre moarte și înviere, despre Iisus. Și se apropiau de locul, de casa în care trebuiau să intre. Și spune Sfântul Evanghelist Luca, el se făcea că merge mai departe. Se făcea că merge mai departe. Acest lucru mie mi se pare foarte, foarte interesant. Cred că aici face diferența cel care merge cu cineva până într-un loc și după aia consideră că a ajuns. Și nu e suficient, pentru că Mântuitorul numai se făcea că merge mai departe. Și au insistat, au spus, rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a rămas și a stat cu ei la masă. Și stând la masă, binecuvântând pâinea, frângând, le-a dat lor și în momentul acela s-au deschis ochii lor, l-au văzut că este Iisus, dar el s-a făcut nevăzut de către dânsii. Biserica Dincioși nu este o pildă, nu este o parabolă, este o realitate. Așadar, haideți să învățăm câteva lucruri vis-a-vis de mersul acesta. Mântuitorul ne prezintă viața ca pe un mers permanent. S-a făcut că merge mai departe. Și i-au zis, nu, rămâi cu noi cât ești spre seară. Dumnezeu rămâne la noi ori de câte ori îl rugăm să rămână la noi. Dacă îl confundăm cu unul sau cu altul, cu o anumită situație sau cu alta, bineînțeles că el se face că merge mai departe și chiar merge mai departe și noi rămânem. Principalul mesaj al acestei întâlniri este că Hristos nu se oprește niciodată și nici noi nu trebuie să ne oprim. Dar v-am propus să ne gândim puțin la situația noastră, a vieții noastre, în care să ne răspundem la întrebarea când îl cunoaștem pe Dumnezeu și când apare Dumnezeu în viața noastră. Răspunsul principal este următorul: tot timpul este Dumnezeu în viața noastră. V-am mai spus și altă dată, după ce au căzut turnurile gemene, era foarte mare tulburare prin New York și au fost chemați la câteva intervenții televizate tot felul de psihologi, pedagogi și așa mai departe, și cineva a întrebat, dintre reporteri, a întrebat pe invitatul care era chemat unde a fost Dumnezeu atunci când s-a îngăduit să intre avioanele astea în turnurile noastre. Și a zis, Dumnezeu a fost exact acolo unde l-am alungat noi. L-am scos din școli, l-am scos din instituții, l-am dat la o parte și el ne-a respectat. Era acolo cu siguranță. Ei, asta este problema noastră. Dumnezeu este totdeauna cu noi, numai că noi nu-L băgăm în seamă. Nu-L băgăm în seamă din mai multe pricini. Prima dată ar spune cei cârcotași că nu-L cunoaștem. Da, dar cine e de vină că nu-L cunoaștem? Tot Dumnezeu e de vină că nu-L cunoaștem? Nu ne-a dat El rațiune, nu ne-a dat El posibilitatea să învățăm, să citim, să ne informăm. Înseamnă că nu e El de vină. Deci noi avem o datorie, aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu pe cale rațională, pe cale spirituală, dar să-L cunoaștem. Cum să-L cunoaștem? Așa, față către față? Adică dacă ne-am obișnuit cu icoana Mântuitorului într-un fel, într-o icoană de Isis sau într-o icoană pe catapeteasmă sau ca prunc în brațele Maicii sale și nu mai seamănă cu chipul de acolo, nu mai recunoaștem? Iată că erau ucenici care au stat 3 ani și jumătate lângă El și după numai 3 zile nu L-au mai cunoscut. De ce? Asta înseamnă că nu este de ajuns rațiunea, că
ca să cunoaștem pe Dumnezeu. Nu este de ajuns ochiul să-L vadă și să-L recunoască. Probabil că există disfuncționalități între a recunoaște un chip. Eu, unul personal, am această disfuncționalitate. Îmi este foarte greu când vin studenții câte 6 în grupă și ascult, îmi lasă 6 carnete acolo. Exceptând situațiile în care poza e din clasa 10-a și ei deja sunt anul 4 la facultate, să zicem că asta ar fi un caz care m-ar scuza, dar sunt poze făcute și în anul respectiv, dacă își pierde carnetul studentul, și nu recunosc, pur și simplu, din 6 carnete, la sfârșit, îi întreb care e cu tare și găsesc eu câteva subterfugii, să nu-și dea seama de acest defect, dar l-am spovedit de câteva ori, după ce ne-am pus nota. Adică vreau să vă spun că există, cel puțin eu vă pot da mărturie, de astfel de disfuncționalități în a recunoaște pe cineva, a recunoaște poza față de realitate. Da, nu o știu și v-am mărturisit. Dar mergem mai departe. Totuși, trebuie să-l simți, nu-l recunoști așa după față. Nu că nu-l vezi, nu-ți dai seama cine e, dar trebuie să ne cultivăm, înseamnă altfel de posibilități de investigație ca să cunoaștem pe cineva. Și anume, putem să cunoaștem pe cineva din recomandarea altuia. Zice, vezi că vine la tine cu tare. Dar cam cum este? Păi uite, înalt, cam la vârsta cu tare. O să mai întâmplă, îți recomandă pe cineva și nu este de față respectivul care ți l-a recomandat. Și te uiți așa în zare, băi, care seamănă cu ăsta? Păi cam cât are? Cam 1,80. Deja te-ai introdus în anumită categorie? Sau e mai mic, sau e așa, mai slab, mai plinuț și mai departe. Asta înseamnă să-l cunoști din vorbele altuia. Și tot îl recunoști. Măcar așa, cu o anumită marjă de eroare, dar știi cine este. Dar să mergem mai departe. Dacă nu l-au recunoscut ucenicii săi, vă imaginați că totuși Dumnezeu nu e chiar așa de ușor de recunoscut numai cu ochii. Trebuie să mai existe ceva dincolo de ochi. Trebuie să existe un sentiment de filiație, că suntem ai aceluiași tată și să ne recunoaștem altfel decât rațiunea sau intuiția ne-o spune. Și ne spune Mântuitorul foarte clar atunci când le răspunde celor care au împlinit voia lui Dumnezeu și a zis, întrucât ați făcut unele ca acestea, fraților mei mai mici, mie mi-ați făcut. Înseamnă că nu e așa de greu să recunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu este în primul rând în noi și în al doilea rând în oricine dintre cei care ne înconjoară. Și așa că am simplificat puțin situația. Nu mai e nevoie măcar să-L recunoaștem pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în toate. Nu mai e nevoie să ne vindecăm de disfuncționalități, cum că trebuie să-L recunoaștem ca fiind El și nu. Dumnezeu poate să se arate în vecinul nostru care ne deranjează, în cel care ne-a luat loc în parcare, în cel care ne lasă în pace. Știți că odată, într-o criză fantastică la o mănăstire, pleacă starețul la duhovnicul lui care era în vârf de munte și a zis despre ce este vorba, e mare tulburare. Și, păi da, e mare tulburare la voi, pentru că la voi a venit Hristos însuși. Dar e o singură problemă, e deghizat. Și acum am drum spre mănăstire, s-a tot gândit, băi, cine să fie, mă? Mă, cel de la trapeză, bă, să știi că se cam uite așa, dar nu se poate, că are prea multe vicii. Bă, dar a zis că e deghizat, poate că s-a deghizat cu viciile astea. Nu, cred că este economul. Nu, ăsta e prea zgârcit, dar poate să fie deghizat și zgârcenie. Ca să nu-L recunoaștem. Cine să fie? Băi, e unul așa pe care nu-L băgă noi în seamă, pe la strană, ăla care spală vasele. Ăla o fi că-i cam smerit. Da, am văzut eu că odată se uita așa cam cu jind la crucea mea. Mi-ar putea lua locul. Nu cred că e el.
Și tot frământându-se așa a ajuns la mănăstire și le-a spus fraților, măi copii, să știți că zâzania a pornit de când în mijlocul nostru a venit Hristos. Vedeți, nu știm care este, că e deghizat, dar este aici. Din acel moment, fiecare dintre viețuitori și-a schimbat atitudinea. Să uita unul la altul ca la Hristos. Bă, ăsta o fi, nu o fi. Și au început să, bă, dar dacă o fi? Ce, un nemernic, bă, dar dacă o fi totuși și s-a deghizat. Și au început să se simt, să se poarte foarte frumos unii cu alții, că dacă se întâmpla cumva să se poarte urât fix cu Hristos. Și în câteva săptămâni toată mănăstirea era foarte înfloritoare și s-a dus părintele să mulțumească duhovnicului lui că într-adevăr toate sunt bune și că nu e nevoie să le spună cine dintre ei e Hristos, că se simt foarte bine. E, asta înseamnă să mergem dincolo cu cunoașterea. Să nu mai simțim nevoia să-l cunoaștem pe celălalt, ca să mergem la ale noastre acum, neapărat cine este. Dacă avem sinceritatea de a ne apropia de oameni și de a recunoaște în el pe Hristos, cu siguranță că ne vom purta altfel. Și anume, vom fi mai îngăduitori. Știți, dacă cineva îți aduce așa o vorbă, zice, voi să știi că ăsta e un băiat bun, e și a ieșit el din fire acum, dar în general e băiat bun. Pe mărturia lui poți să mergi mai departe, să zici, hai mă, bine, hai, îl îngădui și eu. Îmi mai dă un telefon, zice, băi, vezi că te-a supărat cu tare, dar zice, nu, îl știu eu, de când era mic, una alta. Aceste intervenții, la un moment dat, dacă ne educăm cu ele, le putem face noi înșine, din sufletul nostru. Să spunem, bă, dar ăsta e sării muștarul, pe românește. Ce, bă, dar parcă n-ar fi el așa, nu e mereu așa. Și încep să-i acorzi circumstanțe atenuante. În momentul în care încep aceste acordări de circumstanțe atenuante, cu siguranță că începe o altă percepție a oamenilor. Pentru că, de fapt, drumul spre Emaus este un drum în care noi ne aflăm în fiecare zi. Plecăm de la o cetate la alta, adică de la muncă spre casă, și în acest drum trebuie să-L recunoaștem pe Hristos. Pentru că dacă nu-L recunoaștem aici pe drum, atunci când ajungem acasă și recunoaștem pe Hristos în noi, nu neapărat să ne uităm în oglindă, dar recunoaștem multe lucruri dumnezeiești în noi. Adică atunci când avem răbdare, atunci când avem îngăduință, atunci când suntem calmi, atunci îl găsim pe Dumnezeu în noi, care este mereu în noi, dar noi îl acoperim așa de multe ori. E, dacă nu îl recunoaștem pe cale pe Hristos, atunci când ajungem acasă, el se face nevăzut din ochii noștri. Deci nu trebuie să ajungem acasă cu supărările, trebuie să ajungem acasă în măsura în care zicem lui Hristos, vino și rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Că El întotdeauna se face că merge mai departe, dar numai se face. Că dacă îl cheamă cineva cu stăruință, cu siguranță că vine. Iubiți credincioși, drumul acesta către Emaus, să știți că este drumul vieții noastre. Un drum în care trebuie să învățăm că nu e nevoie neapărat să-L recunoaștem după figură, după față, pe aproapele nostru. Să știm că Mântuitorul ne-a spus că ori ce am face pentru un aproape, un fratele de-a lui mai mic, lui am făcut, înseamnă că noi, de fapt, trebuie să mergem în drumul spre casă, adică spre faptele noastre bune, să mergem cu conștiința că alături de noi stă Hristos. Dar îl înțelegem pe Hristos numai atunci când ne împărtășim la frângerea pâinii, atunci se face nevăzut pentru că nu mai e nevoie să fie văzut. După ce ne-am împărtășit, Hristos este în noi și trebuie să avem conștiința de purtător de Hristos până la capăt. Și nu mai pot să fie doi Hristoși la un loc. Unul pleacă și unul rămâne. Dacă ne-am împărtășit, Hristos ne-a lăsat nouă să rămânem și eventual să ne facem că mergem mai departe. Și acolo unde vedem un necaz,
să oprim, să rămânem, să vindecăm, să mângâiem și să mergem apoi mai departe. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.